ziua! Răspunde și mie la o întrebare? După cum v-am obișnuit, noi la România Fast Forward nu prea suntem sănătoși la cap și iată-ne pe litoral, pentru că este vară, este frumos și unde puteam noi găsi niște oameni să întrebăm despre tsunami. Am întrebat ce e la un tsunami, dacă a fost vreodată vreun tsunami în România și dacă oamenii cred că urmează. Hai, Doamne ajută, hai să vedem ce ai ești. Vreau să vă întreb așa, știți ce e la un tsunami? Un tsunami? Da. Da. Spuneți că val dintre la mare, enorm de mare. Care înghite orice. Care înghite totul. În România a fost vreodată vreun tsunami? Nu. Nu mi-amintesc. Știți ce e ăla un tsunami? Un fenomen. Dar în ce constă el? Vijelie. Ei, putea să-mi dau indicații. Păi uite, suntem la mare, de exemplu. Ce ar putea să fie un tsunami? Apă. Dar, de exemplu, credeți că în România a fost vreodată un tsunami? Nu. Dar credeți că va fi? Orice e posibil. Știți ce e la un tsunami? Da. Ce e? Valul, cu tremurul care nu, după el vine valul mare. Dar ce e la un tsunami? Tsunami e un val foarte mare. Crezi că o să vină vreodată un tsunami în România? Nu prea, nu prea. Da, a fost un tsunami, o furtună de un grad foarte înalt. A fost vreodată în România vreun tsunami? Nu știu. Nu, dar unii au zis că păi parcă nu. La Marea Neagră, dar nu știu nimic. Știți ce e ăla un tsunami? Da. Așa. Ca în ce-ar fi? Mare, un curent mare care vine dinspre larg și cam mătură toată plaja. Și cam cum arată el? N-aș ști să vă spun exact cum arată, dar e urât. Dar dacă îl vedeți, știți că e... Nu poți să-l vezi așa.